Azi m-am dat drept Peter Griffin în Fortnite, ca să testez dacă playerii de Battle Royale sunt mult mai deștepți decât par sau sunt doar niște nubibi. Uitați-vă la tot videoclipul să vedeți câți playeri au picat în plasă și câți playeri am putut să păcălesc. Sunt unul capa e pe shop dacă vreți să mă susțineți și hai să-i dăm cu episodul. Dacă de mare skin-ul ăsta ar fi suspect să nu mă observe cineva din aer, și să-și dea seama că fac challenge-ul ăsta, dă-l și pe regele nostru adevărat. Hai să vedem dacă putem să-l omorăm foarte rapid. Nu pot. Bat, mor. De ce boții din Fortnite sunt mai OP decât înainte chat? Efectiv am 1 HP. Avantajul meu e că am skin-ul ăsta de foarte mult timp, pentru că mi-am cumpărat Battle Pass-ul full. Minus 100 de euro. Dar stați până la finalul clipului dacă vreți să zici cum puteți să câștigați și voi niște skin-uri din partea mea. Wow! Ideea e că dacă nu-l omor repede pe Peter Griffin, nu o să mai vină player să-l omoare și dacă nu pică zona, nu o să am pe cine să păcălesc. Ceea ce e nașpe, pretty greu challenge-ul ăsta. What? Bro, what? Mi-a dat nou scop, bro. Aș vrea să puteți încerca și voi challenge-ul ăsta doar să vedeți cât de greu e, adică... Look at this, bro. Bro, și... Eu dau de lobby-uri de transpirat. Deci dacă reușesc să păcălesc un player, sunt insane. Nebunești, chat. Hai că ne iese, am speranță. Bă, nu aud multă lume aici. Hai că am ieșit. Așa că s-ar putea să pot să-l omor pe Peter Griffin de data asta. Oh my god, e un player pe aici. Trebuie să-l bat cumva repede. Lulu! Oh my god, ce rezeu sunt, bro. Bro, te-a bătut Peter Griffin. Get back to lobby. Ok, hai să-l batem repede chat cumva. E tot ce ne trebuie, să-l batem pe Peter Griffin în momentul ăsta și... Oh my god, mai vine un player aici. Dar dacă mă dau Peter Griffin acum, dacă apăs virgulă, pot să merg ca el. Ia. Uite așa, efectiv merg ca un NPC dacă apăsați virgulă. Mergeți așa forțat. Am roap pe shotgun. Ce amuzant pare, bro. O să și lutez. Încep să-l bat pe gherțoi. Cred că merge să-l bat, bro. Ok, ok, ok. Bro, what? Bro, what? Câți playeri? Bro! Și acum a venit regele, gen. L-a bătut? Bro, imposibil! Uită-te, mă, imposibil! Cred că trebuie să fac cumva să intru un bot lobbies, pentru că până acum nu mi-a ieșit niciodată. Chiar sunt curios dacă până la finalul videoclipului o să-mi iasă sau nu. Păi doi, dacă stați până la final, o să aflați și cum puteți să luați gift din partea mea și cum puteți să mă susțineți ca să se întâmple chestia asta. Plus că eu cred că o să merite episodul. Ce se întâmplă chestia asta mereu și îmi trage ăla de acolo? De ce mie? Te pup, King, de ce? Odată ce ai cel mai mare skin din joc, efectiv, nu cred că există skin mai mare decât Billy și ăsta galben care atrage toate privirile, e destul de greu să rămâi neobservat. Ok, doi playeri se bat acolo. De un player aici, let's go, hai că-l bat eu pe ăsta. Ok, let's go. Okay, hai să-l bat repede pe Peter Griffin, te rog. Ok, l-am bătut pe Peter Griffin, ceea ce e ok. Trebuie să iau medalionul, asta. Trebuie să bat majoritatea playerilor de aici. Adică botilor, dacă nu v-ați prins. Dacă nu mă bat ei pe mine, bro, sta așa OP. Ok, hai să mă prefac Peter Griffin. Oare să trag în mine din prima? Gata, Peter Griffin chat. Eu sunt Peter Griffin. E un player afară, nu? Eu sunt Peter Griffin chat, efectiv, în momentul ăsta. Ia, eu pe să fii Peter Griffin sau? Cred că e un player afară care mă caută. Ah! Am văzut, bro. Dar cred că a vrut să mă omoare ca... pentru că sunt NPC, nu pentru că-s player. Nu cred că și-a dat seama că-s player. Hai să-l batem repede. Ah, vine zona. Nu e un lucru care mă încântă foarte mult când a picat zona pe noi. Bro, și am luat medalionul, bro. Wow, kid, wow, wow, insane. Ne-a reușit puțin meciul ăsta. Hai să încercăm în următoarele meciuri, poate ne iese mai bine. Ideea e că challenge-ul ăsta funcționează, doar că majoritatea playerilor care îl văd pe Peter Griffin vor să-l și omoare, având în vedere că are una dintre cele mai OP arme din joc, fiind un shotgun mitic, cred că singurul din joc. De fapt, mai e ăla de la Kitty, dar ăla nu e așa OP. Și oamenii poate ne credem PC-uri, dar tot vor să ne omoare. Ar fi tare măcar să fie o fază când trece pe lângă noi și ne ignoră o perioadă și apoi să vină, știi? Hai să încerc să mă dau Peter Griffin de la început de tot, adică să fie doi Peter Griffin. Nu știu dacă înțelegeți ce zic. Pentru că dacă l-am urc pe Peter Griffin și rămân doar eu, teoretic orice om o să mă vadă o să tragă în mine instant, dar dacă sunt deja Peter Griffin și Peter Griffin e deja în viață, ar putea să fie interesant pentru că medalionul încă apare pe hartă. Bă, nu prea am auzit playeri. Bă, jur, nu prea am auzit playeri meciul ăsta aici, deci s-ar putea să fie un W și s-ar putea să putem să luăm medalionul destul de repede. Să ne batem cu regele, ia. Am crezut că nu se pierde, am dat instant de 2. Cred că boiul s-a omorât singur, n-am nicio idee. Se bate acolo. Tell us something your mom doesn't know. Ok, a mers smooth de data asta. Bro, avem un player instant pe noi, bro. A, nu, e bot, bro.
Ok, ok, hai să ne prefacem, hai să ne prefacem. Deci, eu sunt Peter Griffin, da? Ia, în fața mea și nu mă vede. Le băiatul care a vrut să mă omoare, gen. Doar să mă plimb pe aici. La la la. Să editez, dar eu tot sunt Peter Griffin, eu n-am editat. Are treaba, mă, nu știe că sunt aici. Adică probabil m-am observat, dar nu-și dă seama că sunt eu. E aici, regele. Nu, efectiv, nu-și dă seama că sunt eu. Ah, ce faci? Construiește Peter Griffin? Oh my god! Ce-ai făcut, rege? Construia Peter Griffin? Construia Peter Griffin, rege? Oh my god! Voi vă dați seama ce mind blow și-a luat? Ok, 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 ok. Match-ul ăsta e bun, match-ul ăsta e bun. Hai să mai încercăm. Mergem în cer. Tiri, i-am dat 200 cap la rege. Nu știu cât damage de arma asta. 100, oh, am dat 190 cap. Nu știu dacă de 200. Rămânem pe aici. Hai să vedem pe aici pe jos. Ne plimbăm. Zona e pe noi. Suntem chill. Ah, ce tare! Și arma lui nu are roapă. Ce efectiv degeaba am roapă, că nu se vede. Bro, am păcălit un player, sunt fericit. Ceea ce e foarte bine. Hai să ne plimbăm pe aici pe afară, nu știu, poate nu-și dă seama cineva, poate vedem pe cineva. Ia să spargem asta, că noi păcălim playerii, dar camerele de Fortnite nu prea cred. Poate dacă dansăm. Dansul ăsta lui. Lumea nu prea are dansul ăsta momentan. Bă, chiar sunt curios dacă ăștia au fost playerii. Am păcălit doar unul. Ceea ce a fost tare. Adică, omul meu, cred că a rămas puțin așa în disbelief că am început să construiesc. Sunt foarte curios de reacția lui. Opa, opa, Peter Griffin nu construiește. Ia vine un player. Oh, ai văzut că nu trecea instant în mine, nu? Bro, mai men nu știe ce să creadă. Oare ce-o crede, regele? Opa, m-a lovit. Ok, bă, de păcălit am păcălit. Acum să vedem dacă reușim să-l batem. Merge caracterul în ce și mă enervează, s-a buguit, vedeți? Am 10 materiale. Oh my god! Oh my god! Dacă nimeream, eram rege, bro, m-am panicat. Eram prea fericit, bro. L-am păcălit. De ce omul nostru era cu noi în meci? Eu mă plimbam de aici pe hartă, de hă-hă. Deja mă plimbam de mult timp, chat, vedeți? Omul meu n-avea nicio treabă. Eu eram acolo și dacă ne uităm pe gameplay-ul lui, hai să vedem ce face. Luta, făcea, n-avea nicio treabă. Ce aici a zis domnul? Bă, hai să mă duc eu după Peter Griffin, că văd medalionul, știi? Bă, am s-a dus. Nu m-a văzut pe mine când a ieșit din casă și m-a văzut aici. Nu și-a dat seama că-s player. Probabil credea că-s Peter Griffin. A tras, că trăgea altfel în mine instant dacă vedea că-s player și mă mișcam normal. S-a zis, hai să-l omor. Ce-a tras în mine? Ce-a rămas șocat. Ai, what the fuck? Ce s-a întâmplat? Hai să-l omor. Și după a început să trag în mine. Deci m-am panicat eu puțin. Wow, deci a funcționat, bro. Pe lângă faptul că m-am dropat ca ultimul unul Bibi în meciul ăsta și m-am dropat la început de autobuz și eu trebuie să ajung aici. Așteptați-mă, vă rog, sunt Peter Griffin. După ce că... Bro, s-a tras în 3 meciuri după mine. De acolo, efectiv. Vreau să-mi spuneți cum a luat un perete, chat. Cum a luat un perete? Zero pinger. Bro, trebuie să ne mai iasă o dată, bro. Adică gen, a ieșit de 2 ori. Trebuie să ne mai iasă o dată mai șmecher. Dacă nu aș avea tryhards care ar trage după mine în continuu și m-ar vedea că am skin-ul lui Peter Griffin, pentru că sunt văzut de la o poștă, pentru că skin-ul ăsta nu se oferă niciun avantaj, se oferă mai mult un dezavantaj, bro. Nu vă cumpărați niciodată battle pass-ul cum am făcut eu. Efectiv, mai rău o să regretați. Zona nu e încă pusă bine. Nici nu o să fie, dar bă, măcar avem shield-uri. Avem un shotgun. Ah, m-a văzut, bro. Oh, shot, am văzut. Te pubrege, mersi. Faptul că mersul ăsta de NPC s-a adăugat ajută foarte mult la challenge-ul ăsta. Adică dacă am fi mers normal, probabil lumea și-ar fi dat seama. Oh my god, hai Peter după mine. Ce e după mine? Că e un player deja pe noi. Ăsta a rămas în disbelief. A văzut că Peter Griffin vine pe el. Efectiv, n-aș știu ce să mai facă. Prost Peter Griffin, gen. Wow. Bro, să mor de la zonă, Peter. Bro, mor de la zonă de casa lui Peter Griffin. M-a bătut Peter Griffin. Doamne, cât o e în sezonul ăsta. Ultima încercare, boys, ne-a ieșit de 2 ori. A treia oară cam greu. E hot drop. Hai să vedem cine iese, boys. Ne-am dupat cam prost, dar ai. Stați până la finalul videoclipului pentru că v-am zis să vă spun ceva insane. Dacă vreți să vedeți și cu celelalte NPC-uri, nu uitați, chat, susținerea e cea mai importantă, bro. Dar sunt player mulți acum. Cred că aș... Nu știu dacă ați văzut cum l-a omorât lupul pe ăsta, boi. Tigrul ăla. Poate dacă prind un shotgun, poate pot să-mi prefac Peter Griffin de la început, chiar dacă Peter Griffin e în viață. Și o să treacă lumea pe lângă mine. Hai să vedem dacă mă ignoră lumea cu shotgunul ăsta. Bro, nu, îl bați. Ignoră-mă. No! E foarte insane. Wow, uite rapscalionul, chat. Uite, fix eu v-am zis chestia asta, vedeți? E foarte insane în lobby-uri de tryhard să faci așa ceva, având în vedere că am level 135 și am un cont de tryhard. Dar am păcălit totuși două persoane. Dacă vreți give din partea mea, chat, nu uitați. Am lansat o hartă nouă, se numește Psychbox PvP. Vă duceți aici și scrieți codul mapei pe care l-aveți în descriere sau scrieți Psych. În momentul ăsta te joacă 50 de persoane, ceea ce e foarte tare. O să fac niște videoclipuri pe mapă curând și să aveți S1 KPE pe shop. E tot ce puteți să faceți și mă susțineți mai mult decât credeți voi. În fiecare zi gifturi, așa că fiți activ pe live-uri, pentru că pe live-uri majoritatea gifturilor o să fie de pe canalul principal. Eu am fost S1KE și dacă v-a plăcut clipul, vă iubesc. Dacă nu, vă iubesc. Pup. Okay, it's childish, can't be no